Noi abbiamo salito in Oceano, della terra deve fare, con il loro, la parte in posena. Né, di voi se io parlo della così, se tagliano la sociale di una situazione attiva, o continuare. Deci trebuie făcut la imaginație liberă, însă ideea este că de fiecare dată să înlănțuiești, să legi și să continui. Nu te mai pui în poziția de plecare de la început până la sfârșit, care nu știu când e sfârșit. Că unde o zise că a umanivul avea un bon nivou, dans les techniques, vous connaissez les techniques, il ne faut pas toujours travailler de la technique, après il faut travailler la pratique. Parce que la technique c'est beau, hein, mais après il faut écrire ce qu'on n'a pas pensé, c'est pas pareil. Zice, atenție, zice, nivelul tehnic, așa de cunoștințe de, tehnici, pare bun aici la dumneavoastră în România, zice, dar la un moment dat, zice, poți să înveți să scrii și tot să faci caligrafie, de fapt scrisul folosește ca să scrii niște lucruri, niște idei, nu să tot perfecționezi scrisul. Cam așa și cu tehnica asta. Nu? Voilà, vous faites vos autres pas. Alors, vous allez partir, c'est de l'expression corporelle, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous ferez au moins 4 attaques et 4 défenses. D'accord? Cel puțin 4 attaques și 4 apărări legate, mai multe e voie, mai puțin nu. Alors, vous les incluez. Când vă simțiți, vă închipuiți că sunteți în pericol, atunci faceți ce trebuie și iată, vă închipuiți un șef de viteză, nici de cei care sunt în jur, fiecare lucrează cu el însuși și vorba aia. Imaginația personală. Înainte și la Goșoa, da. Da, e? Da. Are. Soit en attaque, soit en défense. Fie că e vorba de atac, fie de apărat. Allons-y. C'est bien. Allez, 8 autres. Ça va, on met au repos. On met au repos. 8, c'est plus en noir. Thank you.
Descendea genunchi. Descendea genunchi, așteptat să vor genunchi, ușor. Mă
la mână la pesca, 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 la fără, pesca, unde, deci facem mișcarea asta care reprezintă, de fapt, numai începutul și numai asta ne arată profesorul și în continuare facem în fiecare o descoperim ce urmează. Thank you.
tout ensemble. Ok. C'est le deuxième module. C'est la première. Le premier module. Il y a la droite, d'un côté, de l'autre, etc., etc. Les techniques, on peut les réussir et les faire sur saisie ou sur tentative de saisie. Hein? Mais elles n'ont rien de commun, ça ne sera pas la même chose que je sois saisi ou que ce soit qu'il essaie de me saisir. Si quelqu'un essaie de me saisir ici et que je l'attrape là, c'est facile. Après, ça a l'air facile. Hein? Ça ne sera pas la même chose que s'il m'a saisi. Là, il va falloir que je me déplace. Hein? Alors, on va commencer par celle-là, saisie. Je vais d'abord essayer d'aller dans le sens le plus facile, c'est-à-dire dans le sens de l'ouverture de ses doigts. Je vais me déplacer. On ne va pas tenir compte qu'il risque de me donner un coup de poing. Non, moi, ce qu'on travaille pour le moment, c'est le dégagement de poignet. Voilà. Hein? Ça, il ne peut pas, avec une main, m'empêcher de le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, pour que ce soit plus facile, je lui bloque la main et je dégage mon poignet.
Bon. Si vous voulez, personne ne vous empêche de donner un ATMI pour décontracter le partenaire et faire votre technique. Hein? Donc, on va voir ici. 1, 2, et torsion du poignet vers l'extérieur. Voilà. Hein? Il faut que ce soit quelque chose de facile. L'aïkido, c'est pas compliqué. Et c'est pas que c'est pas compliqué, que c'est difficile. Trebuie să fie o tehnică, adică mișcarea să fie simplă, zice și... Tocmai asta face ca să fie greu, pentru că lucrurile simple sunt greu de făcut. Da. On va pas donner d'ordre, il n'y a pas d'ordre, on va se faire saisir ici, voilà. Côté gauche. Essayez d'envoyer le partenaire le moins loin possible pour pouvoir le contrôler. Parce que là aussi, il faut bien considérer que lorsque le partenaire chute, il y a deux raisons. La première, c'est vous qui l'avez jeté et vous avez fait un cocu, une projection de ki, ce qui est très rare. La deuxième, il a chuté pour éviter d'être contrôlé. Donc, vous n'avez pas réussi. La technique. Pour le considérer, ça, des fois, voir quelqu'un qui part, on se dit, ça y est, il a été projeté. Non, il n'a pas été projeté. Il se dégage pour ne pas se laisser prendre. Hein? Deci, trebuie să facem atenție la următorul aspect. Când cade un partener, un adversar, poate să cadă pentru că l-am trântit cu adevărat și la ce treaba asta e puțin mai greu să se întâmple. Și de cele mai multe ori el a căzut pentru că s-a aruncat singur ca să scape de durere și de fapt ca să scape din... Și atunci zice, vedem că l-a trântit, dar nu l-a trântit. De fapt ăla tocmai a scăpat. Domnul, Leo va prendre l'initiative. Il sait que je vais faire côté gauche. Il ne peut pas s'en sortir. Mais voilà. Et moi je fais rien. Hein, je ne l'ai pas contrôlé, c'est fini. Dit que nous l'avons contrôlé, je l'ai scapé hier. J'ai donc rien fait, c'est lui qui a. Si on, y a... Un des deux qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Deci a câștigat tocmai adversarul. A scăpat. Donc il y a la chute volontaire et puis il y a la chute projection. Mais la chute projection, c'est difficile, vous savez, de prendre 90 kg et puis de le jeter comme ça. C'est très très difficile. Da, e greu să... Dans le karaté, on voit souvent dans les démonstrations parce qu'il faut considérer aussi qu'il y a la démonstration et la technique. Dans la démonstration d'arté, on fait des jolies techniques dans le ciel, hein? Et lorsqu'on fait compétition au karaté. Se dupinează la pământ și încearcă să fie eficientă, pentru că una este să
îl lovești pe ăla și să fie eficient, și alta este să faci mișcări care, bine, să le vadă spectatorii. Și eficiența, repet, nu, că înseamnă să-ți reușească, să reușească ceea ce ai început să faci. Anume să-i transmiți voința ta sau intențiile tale adversare. Le contrôler et le garder ici. C'est pas une chute très forte, mais elle peut être